Salut și bine te-am regăsit la un nou episod pe canal. De data aceasta reluăm o serie puțin mai veche. Testăm mașinile într-un mod mai extrem. Nu am mai făcut lucrurile acesta, acum am cam înlocuit-o cu accidente realiste, dar o să le ducem în paralel. Episodul acesta, oricum, avem ce testa. Avem un Mercedes S-Class, avem aici versiunea Maybach, iar aici avem o versiune ce mi-am pus eu puțin la creație și am dus-o în vreo 2000 de cai. Haideți să vedem, 2152 de cai avem pe această configurație, iar pe Maybach avem noi 882 de cai. Cum vom testa mașina? Păi avem testul de suspensie, avem pe pietre, prin noroi, le aruncăm, deci orice se poate le vom face mașinilor. Haideți să pornim. Prima oară vom testa Maybach-ul, iar apoi o să ne ducem cu celălalt. Nu știu dacă are un rost prea să luăm pe partea de suspensii, pentru că e foarte jos și static, nu se ridică, nu absolut nimic. Ăsta e puțin mai înalt, dar deja cred că la scutul mi-a sărit și rata de spate. Ce să mai vom? Probabil dacă aș avea o viteză. Atât a mers. Sunt curios, hai să vedem dacă ăsta ajunge puțin mai departe. Ia să vedem. Deși cred că nicio șansă decât să vin cu puțină viteză. Hai să ne luăm puțină viteză, pentru că ăsta totuși este puțin mai jos. Ce puțin mai jos, că uite-l cât de jos este. Este foarte jos. O să-mi las bara direct la primul hop. Ia, 3-2-1 și ce să-mi las bara, că mi-am lăsat tot. Ce să-mi las bara, că mi-am lăsat tot din mașină. Mamă, îți dai, când te gândești că doar o chestiuță care cât să aibă, 10 cm, ceva de genul. Vezi? Mărimea nu contează, ci puterea impactului. Să mergem noi să... Mai merge asta? Bine, fața... Roțile pe față merg. Adică sunt ok. Roțile pe spate, ele sunt atașate de mașină, dar s-au rupt și prin urmare... Mi se pare ciudat cum de ele mai transmit puterea. Că mi se pare că și ele transmit puterea, da. Cum e posibil? Oricum, hai să ne reparăm. Deci testul cu suspensia, nici vorbă, n-avem ce discuta pe baza lui. Hai să vedem așa ca... s-a plăcat. Ca viteză, 882 de cai. Cam ce viteză ne aduce? O să-i dăm până ne lovim în ăla, că presupun că o să se plafoneze destul de mult. Așa, am dat eu ăsta puțin mai încet. 260, 70... Mă, urcă destul de spornic, dar deja... Cred că un 330-340 și asta suntem în confort. Nu am dat-o pe sport sau ceva, ia să dăm, acum suntem pe... Acum am scos, haide pe sport. Ok, deci suntem pe sport. Cred că mai bine ieșim noi direct de pe asta, ca să avem loc să-i dăm. Să avem loc să-i dăm, uite, deci suntem în sport. Avem 130. La cealaltă mașină, unde avem 2000 de cai, oarecum degeaba îi avem. Aici trebuia să-i schimb eu cutia de viteze, să o pun pe aia racing. Avem o cutie 9 trepte, din câte știu eu, și e puțin mai fâșneață aia în 6 trepte, doar că probabil top speed-ul este mai mic acolo. Dar ce voiam să zic cu mașina aceea, unde avem 2000 de cai, nu ne ajută foarte mult, pentru că nu avem cauciucurile necesare să pună la sol toată puterea aceea. Deci la plecare vom pierde foarte mult. Uite-mă, 340. 340. A noua, dacă o vom da, va fi de, să zicem așa, de consum, să nu stea mașina turată. Dar nu cred că va schimba el în sport într-a noua. Nicio șansă. Deci 355, 356 maxim. 357 și deja acum observați că s-a plafonat foarte mult. Mai urcă cu 1 la 3-4 secunde. Haideți să mergem cu cealaltă, să vedem cât se duce aia. Bun, am ajuns noi aici. Acum singura dilemă la mașină este, are presiunea foarte mare în turbină și asta cauzează probleme interne. Cum putem evita noi acest lucru? Să nu turez mașina excesiv, pentru că ea o să aibă tendința de a-și dea în limită foarte, foarte, foarte mult și de acolo vor apărea problemele. Deci noi va trebui, pe lângă să prindem top speed-ul, va trebui să fim noi foarte atenți la turații, ca să nu le ținem foarte mult în roșu, să o ajutăm mașina să schimbe. Uite cum era acolo, a trebuit să iau puțin accelerația ca să bage a patra. Să nu o țin foarte mult pe roșu, pentru că va cauza probleme și nu o să ne mai tragă mașina. Mașina, țin să precizez că acum este pe confort, nu este trecută pe sport. Cred că dacă am schimbat, deja mi-a apărut. Și de acolo
Valve 3 damage și de acolo s-a dus totul. Dar încă duce mașina, overrev damage, uite, ne dă 400 și... Încă mai prindeam dacă avea mai multă atenție. Ideea e că dacă o dăm pe sport, se turează și mai mult, ne cauzează mai multe dileme. E greu și cu mașinile astea ce au mulți cai. Haideți să încercăm să o luăm diferit, deși o vom lua pe sport de data aceasta. Să-i dăm noi așa, mai ciupit, ne interesează top speed-ul, nu cât de repede ajungem acolo. Ar fi genial dacă mi-ar da patra. Ok. O luăm așa până vedem un portocaliu, după care o lăsăm a cincea. Portocaliu o lăsăm a șasea. Haide mă, dă-i a șasea. Și aici îi dăm așa lejer. I-a dat kickdown. Ok, să sperăm că nu. I-a dat kickdown la 300 și nu vine să cred. Ok, o să o iau așa treptat, nu vreau nici să o opreați. 380, am prins 404 atunci și uite că încă n-avem nicio eroare, nu s-a stricat nimic. Bun, de aici încolo nu mai au picior după accelerație sau degetul după W, 224. Probabil dacă ne mențineam în rețeta pe care o aveam, ne duceam mai mult. 424 a fost maximul. Eu zic că e destul de bine despre ce vorbim. Bun, haide să le facem acum și la lovituri și la bușituri frontal și toate astea. O să testăm direct mașina aceasta. Dar sunt ambele la fel, asta nu are nimic în plus față de cealaltă la partea de structură, întărire sau mai știu ce, sunt complet la fel, doar partea de motor am schimbat-o și puțin pe la evacuare și câteva lucruri pe acolo. Singura dilemă la asta e că se strică mult mai rapid, dar cred că vom merge cu cealaltă dacă mă întreb pe mine cum am plecat. Ia uite, ops, overrev damage, se turează foarte mult și nu țin piesele, în special... Aveam un bloc motor diferit. Haideți să luăm mașina asta până vă povestesc. Aveam un bloc motor ce intră la stage 2. Când îi pui toate lucrurile la stage 2, vorbesc în cadrul jocului. Poate în realitate vine unul și zice, bă, băiatule, n-are nicio logică. Posibil să da. În realitate, probabil n-are nicio logică. Dar în joc, ai mai multe blocuri motor, poți să-l schimbi. Ai stage 1, stage 2, stage 2 îl pusesem. Îi dădusem presiune foarte mare în turbină, undeva la 38. Și nu ne ținea, a trebuit să o reduc la 14. Mamă, unde voiam să ajung, nu știu. Dar am ajuns bine de tot. Am redus-o la 14. Tot pleznea blocul motor. Și am pus heavy duty. Heavy duty îl întâlnești de obicei pe build-urile la care îl boostezi foarte, foarte mult, ca să nu crape, să nu se explodeze pe acolo ceva. Asta când bagi și nos. Nu are nos pe ea. Și noi am ajuns cu blocul acela care oricum tot nu, blocul ține, dar creapă alte piese și e cu dute vino. Mamă, cum s-a stricat mașina asta. Știi ce vreau să fac? Vreau să mă arunc direct pe rampa aia și să pic ori în bot, ori cumva. Suntem pe sport cu mașina, oricum, băi, se mișcă foarte bine. Avem 2 tone 200 de lux. Mom, fii atent aici cum... Nu spune că lovezi buza aia. N-am lovit buza aia. Dacă loveam buza, era mult mai rău. Era mult mai rău, spuse el, care s-a rostogolit de 50 de ori. Mă, interiorul arată ok. Fii atent. Interiorul ca... Mama, e și pe cran acolo și în spate și... Bine, vorbim de mașini. Nu mai funcționează nimic. Nu se mai turează motorul. Nu mai funcționează nimic. Deci cine pleacă este... Era stricat din cauza sistemului, nu ne lăsa să plecăm, l-am scos. Uite că se mai turează. Dar fără niciun rost. N-are nimic ce pulei un kit-ul alea ca nouă. Știi ce sunt curios eu să facem? Avem aici asta de drag race, care este mult mai lipicioasă. De obicei pista de drag race are dat ceva pe ea ca să fie lipicioasă. Și am putea noi să vedem. Bă, a plecat destul de bine. Top speed-ul final ce-l avem aici va fi de 227, ceva de genul. Când am trecut de stâlp, nu de linie. Deci de stâlp, nu de linie. Băi, a plecat destul de frumos. Sunt curios cu aia, care aia oricum pierde foarte mult din cauza că patinează. Am ajuns și cu asta. Avem mașina, nu avem pe sport. Imediat o dăm pe sport. Dar singura problemă este că la fel O să ni se tureze foarte mult. Dar haide să vedem. 3, 2, 1 și... Uleu, mamă! Îi dau până-i cade ceva din ea. De fapt, n-am mai...
Da, corect, dacă n-am mai patinat în gol, 300 și 301, 302. Dacă n-am mai patinat în gol încât să se tureze excesiv, nu am mai cauzat nicio problemă. Da, deci în mare parte dacă am rezolvat problema cu aderența, oricum, am văzut că după ne-a apărut eroarea în continuare, că se tura foarte mult. Dar cred că dacă am rezolvat noi problema cu aderența, nu ne-ar mai da eroarea asta cu valve train-ul. Probabil partea de admisie, ce bagă combustibilul în piston să-și facă explozia, arderea acolo, ce face el nebunia să pună mașina în funcționare, acolo e valve train-ul, probabil. Alte valve de-astea mai ai? Supape prin motor? În loc? Doar astea de admisie mi se pare că sunt, nu? Apar, n-am. Nu știu ce am făcut, dar am luat o mașină singură. Băi, stai mă puțin. Eu dau direct. Nu știu unde se duce. Mamă, fii atent că putem să facem ceva destul de distractiv. Și oricum, noi mergem să ne și lovim. Fii atent că pot să-l fac pe ăsta să mă urmărească. Dar problema e că e și el stricat. Dacă am stricat, ia că-l repar și lasă vine după mine. Are toate avantajele din lume. Singura dilemă e că dacă accelerează totodată, se strică mașina. Dar în rest, gândește-te că are de 3 ori ca eBay aproape. Văd că n-are nicio treabă cu mine. Oare? What are you doing? What are you doing? Bă. Am crezut că nu are treabă cu mine, dar se pare. Jocul ăsta e tare și dacă te joci singur, dacă n-ai prieteni, poți să iau... Bucin cam trist asta dacă mă întreb pe mine. Dar bine, glumim, toată lumea are prieteni, doar că nu-i cunoaștem noi încă. Suntem viitor. Dă-i pe aici, dă-i pe aici! Mamă. Aia e roata mea. Uite roata. Ce să mai vă roata? Unde-i roata? Aha, uite și roata, de mă uitam după ea. Au lovit amândouă în același timp peretele. Ce tare. Ce s-a întâmplat, oare? Cum? Eu nu am condus-o, dar băi, a intrat cu toată viteza posibilă. Gândește-te dacă mașina asta, care ați văzut și voi, e destul de rezistentă, s-a făcut așa, oare cu ce viteză a intrat? Acum, hai să aflăm și noi. Îi dăm... Bun, de aici, vedem în față, da? Vine o rampă, vine ceva, nu cum... Până acolo, îi dăm viteză maximă. Ia mă, interiorul ăsta nebun. Mamă, head-up display. Băi, ce tare arată, ia uite. Ia uite aici. Bine, și că dai și... dai pe casă pe aia, asta e partea a doua, na. Pentru cine își permite, până una alta noi rămâne la pixelii noștri. 260, 270 și ne-am luat zborul. Dacă pică fix în bot, e jale. E jale, nemun. Cum să nu-ți placă, mă, jocul ăsta? Să nu-ți placă jocul ăsta. Mai rămas și cu craci în sus mașina. Deci fii atent că am înduit-o cu totul. Cu totul ni s-a desprins și cutia. Și tot. Și spatele s-a dus. Scaunele, nu mai vorbim de ele. Mamă, a sărit și... Au sărit câteva piese, nu o să mint. Chiar au sărit câteva piese. Dar având în vedere totuși ce căzătură a tras, dacă erai, nu știu unde, nu era bine oricum deloc la impactul ăla. Era praf tot. Dar s-a descurcat destul de bine. Mă așteptam mai rău. Uite că am găsit ce căutam. Odată, avem aici partea cu pietrele, care n-avem absolut nicio șansă cu mașina aceasta. Dar e distractiv să o fărâm, știu. Așa că de ce nu? Măcar am ajuns pe partea cealaltă aproximativ, nu? Dar putem rezolva, evident. Ia uite, haide-o. A rămas aia așa. Bă, dă-i drum. Nu știu cum a rămas. Ah, ok, pot să... Hai că am scos tot ce ține de evacuarea finală. Ia uite, ia. E chiar atât de rău. Mamă, nu-mi vine să cred. Da, nu asta voiam. Voiam partea asta aici, să vedem cât de sus poate să urce mașina. Avem așa, avem gheață, avem asfalt, avem nisip, avem pământ, avem iarbă, avem pietriș, piatră, avem mai multe de astea. Și ne scrie și unghiul de înclinare la care noi reușim să ajungem. Mi se pare că asta e gheața sau zăpadă. Orice ar fi, zăpadă, gheață, e gheață, că e lucioasă. N-avem nicio șansă, nici nu stă mașina dreaptă. Dar oricum, proba cu gheața nu a fost gândită pentru o mașină de genul. Maxim unde o să intri cu o mașină de genul? Pe asfalt, categoric, nu?
nu să-ți iei mașina de genul, nu să faci off-road cu ea. Pentru că dacă ți-ai luat-o pe asta, e clar că-s permisiunea de off-road. Părerea mea, mă, nu știu. Haideți să vedem, o să ne punem noi fix aici sau să plecăm din 10 grade. Hai să plecăm din 10 grade, să fie mai challenging. O dăm pe sport, să nu ne lase pe noi să drapăm chiar atât de mult și hai să vedem. Fii atent! Nu! Băi, nu mă așteptam! Vrei să te mint? Nu mă așteptam să urce atât de lejer și plecând de la 10! Adică nu e să zici că mi-am luat avânt sau ceva cum făceam cu alte mașini. Bă, oricum, bine, mașina e destul de grea, are putere, are putere și este și grea, adică aderența e ok, e ok. Acum, bine, ăsta mi se pare că e și asfalt bun, că dacă observăm, noi aici avem două tipuri de asfalt. E asfaltul bun și asfaltul așa mai nasol, care, na, cum e la noi, de exemplu, asfaltul care, dacă e de foarte mulți ani, se face așa foarte lucios, cred că știți la ce mă refer. Și acela automat nu mai e aceeași aderență pe el, nu mai este, nu știu, mat așa, zgrumțuros. Rămas aici, aparent. Să încercăm noi pe noroi, dar n-avem nicio șansă, că mi se pare că e destul de adânc asta cu noroiul. Am intrat până la praguri. Am intrat până la praguri. Maybach versus noroi. Runda întâi, nu mai plec de la 10 grade, că mie că nu plec. Băi, ești nebun? Nu te cred. Deja gândește-te 50 de grade. Gândește-te 50 de grade, băi, e foarte mult. Nu mă așteptam până în roi. Și asta gândiți-vă că nu mi-am luat avânt. 100% dacă plec de aici, ajung până sus. 100%, 100%. Haideți să vedem. 3 de 1 și... Fii atent că ajung... N-am ajuns până sus, dar am ajuns până la 60 de grade, chiar până pe la mijloc. Mamă, săraca, îți dai seama cât noroi am mâncat. Aici avem nisip. Acesta cred că e mai ok. Sau s-ar putea să nu fie mai ok? Haideți să încercăm de la 0 grade. Bă, asta e o chestie destul de tare, mamă, cât de distractiv mi se pare. Să încerc să urci cu mașinile pe diferite de astea. Lucruri care, fii atent că se descurcă mult mai bine decât la noroi. Mașini care n-au nicio treabă să fie în mediul acela, cum punem Maybach-ul în noroi, adică lucruri de genul, nu că vin cu Hummer-ul și încerc să urc prin noroi, că evident, Hummer-ul cel mai probabil chiar va urca pentru că este și foarte greu și îl modificăm noi puțin acolo să-i dăm niște căluți. Aoleu, ăla-i scutul meu, ăla-i scutul meu. Hai să încercăm totuși, pe piatră nu avem șanse pentru că este mașina destul de joasă, deja mi-a sărit pragul, dar cred că pe iarbă, cred că pe iarbă am avea șanse. Nu ne, uite, fii atent, nu ne intră nici urat, adică e pur și simplu pe pământ cu iarbă. Ia, fii atent, fii atent. Op, aproape, 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 nu ne-am luat avânt, nu ne-am luat nimic, deci este de apreciat cât de mult a urcat. Nu înțeleg totuși de ce ai toată partea asta aici așa, adică sunt mașini care nu pot să treacă asta sau cum? Terrain types, ok, ok. Și mai avem noi o parte. Da, îmi cer scuze că nu folosesc și alta mașină. Aici mi se pare că avem nisip. Da, avem nisip care nu este cine știe ce. Acolo avem noroi. Aici avem noroi, dar noroi strașnic. Că avem 30% din roată. Avem un noroi. Mamă, dar ne ține bine. Am dezactivat sistemul să pot să fac cu aici. Nebunii, dar ce... Uite, frânează asta pe gheață? Zăpadă pare a fi. Nu. Nici o șansă n-a avut. Am încercat, s-a dus târâși. Târâși, târâși. Oprești, dar... Câteva zile lucrătoare. Bă, de plecat pleci ok. De plecat chiar pleci ok. Se descurcă. Bine, aici joacă un rol foarte important și cauciucurile. Noi avem cauciucuri normale de șosea, dar putem echipa orice mașină cu roțile adecvate. Episodul următor vom transforma mașina asta într-un monster truck și o să reluăm noi astea. Oricum o să facem cu ea mai multe lucruri și are și accidente și toate nebunile, dar până atunci eu vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată și ne vedem data viitoare. Ia mă, dar știe să noate. Bă, ești nebun! Tu ai văzut? Nu, stai să-i mai dăm o încercare! Efectiv,
a plutit. Bine, probabil din cauza vitezei, era viteza potrivită. Probabil dacă vii cu o viteză prea mare, nu o să mai facă chestia asta. Hai să vedem. Mercedes, mașina ce știe să plutească. Oare cum să meargă pe apă? RIP 30.000 de dolari, ce să facem? Asta este pe data viitoare, pa, pam!